Ce s-a întâmplat cu listarea la bursa Rom-Telecom, care și acesta este un subiect răgănat? Acum am înțeles în cea mai nouă fază că nu mai vor greci să mai se listeze. Până acum ministerul vrea, se făceau demersuri, Cosmote a înflorit și i-ar fi ajutat. Echipa de la Rom-Telecom s-a schimbat și ea și vedem că au rezultate bune pe diferite nișe, chiar dacă au pierdut clienți pe fix, au inițiat alte zone și cu câștiguri relevante și totuși Rom-Telecom nu se listează la bursă. Ce se întâmplă? Este foarte simplu răspunsul. Ceea ce era în răspunderea mea este de a pregăti această listare pe bursă. Am făcut toate demersurile. În primul rând, am înlăturat obstacolul în privința listării. Deci am relansat Cosmorom. Am creat o echipă comună de lucru cu compania care a fost de acord atât la nivel de management cât și la nivel de acționariat principal, grupul OTE din Grecia, în privința listării pe bursa Rom-Telecom. Situația s-a schimbat în urma recepționării rezultatelor din primul semestru al anului 2006 și acest moment a fost din data de 2 noiembrie 2006, în care acționarul majoritar, printr-o hotărâre a lor, și-a exprimat dezacordul în privința listării pe bursă, cel puțin în perioada imediat următoare, deoarece considerau că rezultatele semestriale ale Rom-Telecomului ar duce la o listare de mic succes sau de un succes mai mic decât cel scontat, ceea ce ar reduce în mod inevitabil și la o scădere a valorii grupului OTE în totalitate. Iar contractul de privatizare din 2003 prevede clar că listarea nu se poate face decât cu acordul acționarului majoritar. Cred că această poziție se va putea reconsidera odată cu cunoașterea rezultatelor din anul 2007, făcând astfel posibilă o listare în cursul anului 2008. În ceea ce privește pregătirile, Ministerul a făcut aceste pregătiri, consultantul este selectat, contractul este aprobat de către Guvernul României, este semnat de către minister și consultant, deci totul este pregătit pentru momentul în care acest acord există. Credeți că grecii, la nivel de corporație, au făcut un pas înapoi când au văzut aceste fluctuații politice în România, care ar putea, să zicem, peste noapte să schimbe guvernul și să se trezească cu alți parteneri de discuții, sau ar putea fi și aceasta Nu o aș sfidă? crede. Și Grecia este obișnuită cu suișuri și coborâșuri politice, Acum și cu dezastre naturale, dar sărace. și cu dezastre naturale, din păcate, cea care afectează foarte mult și cum Înaintea sistemul de alegerilor, comunicații. da. Dar cu siguranță au analizat toate aspectele acestei probleme în momentul luării acestei decizii, care încă o dată nu anulează, ci doar amână acel moment al listării care putea fi benefică pe lângă statul român, care va beneficia astfel de niște fonduri importante și pentru grupul OTE, pentru că printr-o listare pe bursă crește, poate crește foarte mult valoarea companiei.